În ceea ce privește turul 2 al alegerilor din municipiul Chișinău, sigur că acesta a fost discutat astăzi în cadrul partidului, doar că de această dată noi nu vom comunica public opțiunea PDM. Pentru că nu dorim ca alții să comunice în numele nostru și într-o manieră schimonosită, așa cum se întâmplă cel mai des sau întotdeauna practic, și nu vrem ca membrii noștri de partid să înțeleagă acest mesaj greșit. De această dată, comunicarea cu membrii noștri de partid se va face direct noi, prin intermediul organizațiilor noastre teritoriale. Și acest lucru va fi început chiar din această săptămână. Vreau doar să menționez că noi nu am avut favoriți nici la Bălți, nici la Chișinău și încă nu avem careva favoriți la Chișinău pentru turul 2. Sperăm totuși că turul 2 va demonstra o mobilizare mai ridicată a cetățenilor.